Bună ziua sau dimineața, pentru unii dimineață, pentru alții zi. Bine v-am regăsit. Continui excursia în Tasos. După cum bine vedeți, este superb. Cu mașina electrică, bineînțeles, care ne-a dus fără niciun fel de probleme și gratuit. Am avut un pic emoții, dar stațiile au funcționat. Chiar am încărcat gratuit. Lidl, Kaufland. Totul a fost ok. Am venit la Constanța. De la Constanța am încărcat în Varna. Din Varna ne-am oprit încă o dată în Bulgaria. Nu mai știu să vă spun. O să las în descriere exact traseul. Și de acolo direct în Tasos. Totul este perfect. În Tasos scria la stația de la Lidl că nu este funcțională zilele trecute, dar între timp se pare că au reparat-o. Trage pe CCS cu 18 kW. Nu e mult, dar este ok. Cât îți faci un pic cumpărăturile în Lidl, mergi să faci ceva fotografii exact la feribot și ai mașina încărcată suficient. Am încărcat și la cazare. Ne-am cazat în Potos, unde proprietarii ne-au lăsat să încărcăm peste noapte. Și cam asta este cu Tasos. O insulă frumoasă, de vizitat, fără probleme cu mașina electrică. Am găsit și un Zoe de Vâlcea. Deci, dacă se poate cu Zoe, cu ID4, e fără probleme traseul. De aici o să plecăm cu 100%. Mergem spre Bulgaria. Vom încărca la Stara Zagora. Mi-am adus aminte cum se numește. La Stara Zagora este un Kaufland care are stația de 50 de kW, a tras maxim 46. Și de la Stara Zagora mergem direct spre Varna. Până la Stara, deci din Tasos până la Stara sunt 300 de kilometri. De la Stara până în Varna avem iarăși 300 de kilometri, unde în Varna vom încărca la Kaufland, bineînțeles gratuit. La Varna stația merge un pic cam lent, undeva la 18 kW. Ia să vă arăt și... Avem 78%. Avem de la pornire, nu-i relevant, de la încărcare 16-19, termen lung. Pe termen lung avem 1149 de kilometri, 1000 de kilometri de acasă, din Brăila, Brăila-Constanța, Varna, Stara, Tasos. Și restul am făcut aici, 149 de kilometri pe insulă. Am făcut insula de jur împrejur. Consumul, după cum bine vedeți, mediu 17 kW. Cred eu un consum destul de bun. Am mers o porțiune destul de tare de autostradă. Când am plecat de la... Am înoptat la Burgas și de la Burgas până la Stara am avut 180 km, am mers 140-160. Deci media oricum e de 44, pe aici se merge foarte, foarte încet. De aceea și consumul e de obicei în jur de 15 kW. În rest, curaj. Cine dorește să facă acest drum și să aibă această experiență, fără niciun fel de probleme. Vă mulțumesc pentru vizionare. Revenim cu drumul de întoarcere. Sperăm să nu avem probleme cu stațiile, să funcționeze toate și să fie totul bine. E foarte cald, în schimb, 36 de grade astăzi. Dacă vă place, abonați-vă canalului, dați un like
ceruiți și altora care vor să vadă. Mulțumim pentru vizionare!